Făcut dreapta! No! Bună dimineața, bună ziua, dragi prieteni de pe internet. Ce faceți, cum v-ați început anul? Noi, direct pe muncă, din primele zile ale anului, am venit cu forțe proaspete din vacanță, relaxat și gata de muncă. Ne-am văzut aici, sunt cu Marius și cu Mirela, am venit să discutăm niște campanii, să punem totul la punct pentru zilele care urmează, facem o mică agendă pentru lunile astea de început ale anului. Am venit să bem o cafea, să discutăm, bine, eu beau espresso pentru că, bine, eu nici nu beau cafea de obicei, dar faza amuzantă e când am venit aici acum câteva săptămâni, fix în același loc, am vrut să cer o cafea și mi-au zis că ei nu servesc cafea normală. Așa că lecția învățată atunci e că trebuie să-mi comand doar espresso. La Starbucks și apare nimeni, altcineva nu mai face asta. Am aflat după ce Mirela a făcut mișto de mine că nimeni nu bea espresso la Starbucks, dar pentru mine e o utilitate. Eu beau doar ca să mă trezesc, să fiu prezent la ce se întâmplă în jurul meu. Da, cum stă Mirela? Cum am ne-am mișcat? Ne-am productiv, mișcat, nu? Foarte bine, da, productiv, aș spune și eu. Avem multă muncă, dar avem energie, avem ce ne trebuie. Energie tot ce contează. Bun. Exact. Păi hai, să nu pierdem timpul, să mergem. Fascinant la București și parcă observ în fiecare an chestia asta, e că se decalează anotimpurile parcă în fiecare an. Anul trecut era nisoare prin ianuarie, anul ăsta cine știe când avem și acum avem soarele ăsta cu dinți care ne mai încălzește parcă, dar nu e bine, ceva e neregulă cu încălzirea asta. Că o să căutăm de parcare mai încolo. Doamne, deci o fată superbă în mașina de lângă noi, are niște ochi superbi. Să vedem, poate o ajungem din urmă. Aaa, face dreapta aici. Hai după ea. Hai că acție. Aaa, a făcut dreapta. No! Mamă, ce-i de făcut acum? Cum dăm de ea? Hai să facem o piesă. Băi, nu zici rău. It was at this moment that he knew. Nu e ideea rea, facem o piesă, fii atent. O punem pe YouTube și poate cumva o vede și dăm de ea așa, nu? Îl sun pe Marius, poate e liber. Pe Marius Moga. Mă, o plană. Hello. Alo, ce faci, Marius? Bine, ce faci? Uite, prin trafic am avut o pățanie, trebuie să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat. Am dat de o fată superbă în trafic, doar că am o problemă. Aparent nu ne-am sincronizat și am cam pierdut-o. Să pună Bluetooth pe mașini, să fie direct. Vrei să ne cunoașteți? Da? Ar fi o idee, un Tinder de asta pe mașini. Nu, fii atent, ne gândeam cum să dăm acum de ea. Facem o piesă, o punem pe YouTube și poate cumva ajunge să vadă piesa și o găsim așa cumva. Ce zici? Ai timp? Ești liber? Eu cred că da, dar mă gândesc că poate... Păi da, câte șanse să ajungă piesa asta fix la ea? Sunt? Păi fii atent că facem o piesă ca lumea, o facem de... aude o țară întreagă după și n-are cum să o ratăm, o găsim noi cumva. Că doar nu facem treaba așa de mântuială. Da, cred că poate să scape de piesa asta doar dacă e așa o piesă oarecare. Dacă ajunge number one în Billboard, în schimb, corect, se închide corect. În casă. Păi acolo țin timp. Păi fii atent, ai timp acum să ne vedem la studio? Haide, let's give it a shot. Super. Păi hai, auzi, îl sun și pe Florian? Da, hai că-i dau un mesaj. Bine, bine, hai, ne vedem la studio, pornesc acum. Bine, hai, te pup, pa, pa. Gata, am rezolvat-o și pe asta, ia, mergem, facem cea mai bombă piesă. De nu are cum să o omită decât dacă stă închisă în casă și n-are acces la radio, internet, social media, nimic. Hai că îi dăm de cap acum. Sincer, nici nu văd cum altcumva am putea să dăm de ea. Trebuie să creăm o piesă de aia bombă să ajungă cumva la ea. Hai că am ajuns și la studio. Am vorbit cu băieții să vină. A venit și Florian Rus. El știe cum e cu străzile astea din București, vorba aia, nu? Ar trebui să poată să ne ajute. Blană, știi ce zic? La modul blană, ești blană, știi? Orian Bob ar fi în video. Ia mă, ce v-am zis, ce pățane am avut azi în trafic și sincer, cred că singura metodă să dăm de ea e să facem o piesă bombă, să prindă, să o ajungă cumva la ea, să o găsim, nu? Cum ar mă gândesc? O piesă în română, facem o piesă foarte ca lumea, mă gândesc la o piesă în română de iubire. Ce număr avea la modicul? Nici numărul nu l-am văzut. Cântă ea, cheamă-mă și voi veni.
Pay for advertising. Știi că noi avem de terminat un album pentru tine care este în engleză și eu nu m-aș abate de la scopul ăsta. Mai sunt mulți artiști care fac muzică în română și fac foarte bine și eu cred că tu ai avantajul ăsta de a cânta în engleză bine și aș miza tot pe ideea asta, așa că mai bine facem o piesă în engleză. Deci zici să țintim la următorul nivel, adică nu facem... O lansăm, ajungem Billboard number 1, sigur aude și ea piesa. Corect. Vine ea la tine după aia. Și vine singură. Corect. Și atunci hai să facem o piesă de Billboard, schimbăm planul. Da, adică muza, îi mulțumim pentru inspirație muzei, dar hai să țintim... Păi hai să folosim inspirația aia ca să facem un hit. Ca așa. Păi hai să ne punem pe treabă. Haide. Lec. Only flashes, looping through my mind, can't find no possible way to forget. Hey, I'm counting more than me. Only flashes, I got only flashes, looping through my mind, can't find. Looking out the window, guys, now from this beautiful angel. She was cold like the wind. Tu te-ai apucat de Insta și de vlog de când ți-ai terminat piesele astea acum de curând? De vlog eu n-am făcut vreodată. Pare așa mai nou, story. Ești super storyteller. Da. Și doar ai apăsat pe butonul de story, înțelegi? Și Sebastian care... Eu deja am intrat în modul de... Și ai intrat de... Era gen... Da, hey, facem o piesă super! Avea direct pe poziția pregătită. Insta story, Insta ready. Mi-am intrat în mood deja. Suntem aici, facem o piesă. Se filmează imediat. Acest sindrom se cheamă Dorian Pop. Thank you, Dorian, ne-ai învățat cum să fim vlogger. Mereu că n-am fața camerei. Se pornește camera și gen, da, suntem aici, facem o piesă. Cu jingle, cu tot. Câți oameni buni! Hai să Doriane, ai dat un nou trend. Ne apropiem de ce trebuie. A ieșit o piesă fenomenală, abia aștept să o auziți. Comentați mai jos dacă sunteți gata să auziți piesa finală împreună cu clipul, aici cu cei mai talentați producători de muzică din țara noastră. Și bineînțeles, aștept mai jos sugestii despre cum ar trebui să numească piesa, ținând cont că am făcut-o în contextul în care vrem să dăm de fapt asta. Așa că aștept comentariile și sugestiile voastre mai jos. Și bineînțeles, like și subscribe pentru că urmează o serie de videoclipuri cum nu ați mai văzut în țară. Cât nu o să vă dau prea multe indicii, însă urmează niște clipuri bombă cu niște super personalități, vloggeri, vedete din țara noastră, așa că subscribe ca să fiți primii care află de noile clipuri. Pa, și ne vedem următorul vlog.